Din această toamnă, tinerii din România și-ar putea achiziționa o locuință mult mai ușor cu ajutorul parlamentarilor umaniști. În cadrul primei ședințe a biroului executiv, condus de noul președinte, Cristian Popescu Piedone, s-a votat în unanimitate propunerea de a începe dezbaterile în privința inițiativei umaniștilor privind crearea unui fond de ajutor financiar pentru achiziționarea unei locuințe. Tinerii căsătoriți cu vârste sub 35 de ani și-ar putea achiziționa o locuință mult mai ușor. Potrivit inițiativei parlamentarilor umaniști, firmele cu profit de peste 1 milion de lei pot contribui cu 1% pentru a susține generațiile viitoare. Nu este o lege în care de impunere, deci este voluntar. Nu spunem, domne, dacă ai câștigat 100 de milioane, trebuie să dai atât. Nu, tată, vrei să te simți? Ai unde. Mai exact, doritorii pot folosi aceste sume de bani cu titlu de împrumut pentru plata avansului cerut de orice bancă. Sumele ar urma să fie înapoiate în termen de 10 ani. Tinerii au nevoie de locuință, își întemeiază familii, dar de fiecare dată, atunci când se gândesc să facă un copil, se gândesc la unde stăm. Inițiativa noastră legislativă se referă clar 1% din profitul firmei respective să fie dat către fondul de solidaritate, un fond de solidaritate care să constituie să fie avans pentru familia care vrea să-și achiziționeze fie pe prima casă sau, dacă nu pe acest program, pe alt program sau din banii proprii, dar să dea avans la casă și să-și facă un credit ipotecar din fondul de solidaritate. Proiectul ar urma să fie pus pe ordinea de zi în noua sesiune parlamentară. Eu sper ca, de exemplu, legea privind fondul de solidaritate pentru tineri în toamnă să treacă și de Camera Deputaților și să devină lege, pentru că ea a depășit toate termenele. Prin urmare, plenul Camerei Deputaților poate să o voteze fără nicio problemă. Proiectul parlamentarilor umaniști a trecut tacit de Senat, iar acum se află la Camera Deputaților, care este și for decizional.